Negocierile colective în Uniunea Europeană ar putea fi preluate și puse în funcțiune și în Republica Moldova. În acest context, sindicaliștii din țară au fost familiarizați cu practicii europene care, în viziunea expertului internațional Ovidiu Jurca, venit la Chișinău, sunt capabile să genereze stabilitate și pace socială în Moldova. Ovidiu Jurca a fost specialist principal pentru problemele lucrătorilor la Biroul Internațional al Muncii de la Budapesta. El a declarat că rezultatele mari reiesc din conexiunea a trei piloni: angajatorul, muncitorul și statul. Acesta a mai spus că este foarte necesară dezvoltarea competențelor sindicaliștilor în negocierea contractelor colective de muncă, cele care pot genera stabilitate și pace socială. Sunt convins că în lumina unor documente fundamentale, cum sunt convențiile pertinente ale Organizației Internaționale a Muncii și pachetul social european, acquis-ul social european, să putem să notăm în Republica Moldova consolidarea unor deprinderi solide, aducătoare de stabilitate, pace socială și bunăstare pentru toți și, pe cale de consecință, pentru țara întreagă. Practica expertului internațional are o însemnătate mare pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova, a menționat Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, mai ales că în acest an CNSM a lansat campania națională Contractul Colectiv de Muncă, Garanția Drepturilor Tale. Discuția de astăzi întocmai se încadrează în campania noastră privind Contractul Colectiv de Muncă, Drepturile Tale. Eu cunoaște foarte bine practica europeană și noi aș dori să fie discutate toate aspectele încheiere, negociere, contract colectiv de muncă și reșind de la 1 ianuarie că carnetele de muncă deja dispară și contractul individual de muncă care se construiește în baza contractului colectiv de muncă. O să fie juriști, economiști, specialiști din ramurile care vor fi aici, vor să participe. Cea mai importantă problemă acum că micșorarea unor împuterniciri și unor prevederi în codul muncii să desfășurăm și să lărgim posibilitatea negocierilor în contractul colectiv de muncă. La evenimentele organizate de CNSM s-a reamintit despre importanța contractului colectiv de muncă, cel care reprezintă un mecanism de asigurare a unor garanții suplimentare la cele stipulate de legislație. Ion Preguza susține că practicile negocierilor colective din cadrul Uniunii Europene sunt utile pentru sindicaliștii din țara noastră. Această necesitate se face simțită zi de zi. Deci noi cei din departamentul juridic deseori suntem implicați în examinare, expertizare proiectelor de acte normative, mai cu seamă cele care aduc anumite amendamente la codul muncii și în nota informativă a acestor proiecte deseori se face referire la directivele Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că noi trebuie să avem competența necesară de a ne implica în aceste proiecte prin prisma aplicării corecte a prevederilor acestor directive și după caz să inițiem discuții. De aceleași instruiri au avut parte și liderii sindicali din teritoriu. Aceștia s-au arătat mulțumiți de faptul că pot prelua practici bune de la un expert cu o mare experiență în ceea ce privește negocierile colective. Este un document foarte important din punct de vedere social-economic, pentru că prin el garantăm prevederile social-economice, salariale și nu numai angajaților. Deci este un tratat, să zicem, dintre angajator și angajați, unde stipulăm toate prevederile la concret, cele pot dobândi salariații, dar și un document care modelează relațiile dintre angajator și angajați. Este un seminar util, un seminar productiv, pentru că temele care se discută astăzi și noi le ascultăm sunt foarte importante, mai ales despre negocieri, despre încheierea contractelor colective de muncă, despre relațiile noastre cu angajatorii și mai ales este interesant aici, fiindcă a venit expertul internațional Ovidiu Jurca, care ne redă niște prevederi noi pe care noi până acum nu le-am știut, nu ne-am întâlnit cu dânsele. Asistând la acest seminar, am luat încă și mai multe cunoștințe pentru negocierea contractelor colective. Vreau să spun că negocierea și ajută foarte mult în lucru sindical. Astăzi,
ca să obții ceva pentru un colectiv, pentru salariați, pentru membrii de sindicat, este necesar ca numai decât să închei contracte colective și numai atunci poți ca să obții ceva. Pentru că legile care și legislația muncii care noi o avem, ea nu este perfectă, e mai mult apără patronii, dar legea noastră de bază. Influențează pozitiv productivitatea muncii. Iar în procesul de negociere, interesele și necesitățile reale ale salariaților sunt o prioritate.